După 6 luni, Leo Grozavu revine la echipa din Botoșani. Leo Grozavu a confirmat că a reziliat contractul cu Gazmetan Mediaș și că va reveni la FC Botoșani. Oficialii au spus că pe moment el este soluția de salvare de la retrogradare. Problema este că noul antrenor trebuie să se împace în primul rând cu suporterii botoșăneni, cu care a avut mai multe contre înainte de a pleca. Echipa asta are mult din meritul acestui om. Oamenii aduși, toate alealte. O să vedem. Deocamdată nu pot să mă pronunț mai mult de atât. Când Leo Grozavu va reveni la FC Botoșani, îl va găsi aici și pe Devias Matulevicius, cu care era să se ia la bătaie în sezonul trecut. Așadar, Leo Grozavu mai are o problemă de rezolvat, și anume împăcarea cu Devias Matulevicius. Conflictul dintre cei doi era să degenereze într-o bătaie în iunie anul trecut. La acel moment, Matulevicius activa la Pandurii Târgu Jiu. Întrebat ce va face atunci când va începe să lucreze cu Leo Grozavu, Matulevicius a început să râdă. Bine, ce a fost, a fost, și dacă vine el, nu știu, eu sper că nu avem probleme, că asta e viața, asta e viața, orice poate să vine și am fost noi, eu am fost la altă echipă, el a fost așa și aici și acum eu sper că nu știu, dacă vine el, eu sper că nu se fie probleme. Deocamdată contractul între Leo Grozavu și FC Botoșani va fi doar până la terminarea sezonului fotbalistic. Așa cum a declarat și Cornel Schweitzer, președintele clubului FC Botoșani, soluția Leo Grozavu este doar una de moment, și anume pentru salvarea echipei de la retrogradare. Leo Grozavu a părăsit echipa Gazmetan Mediaș, care este lideră în seria a doua din Liga Secunda Campionatului Național de Fotbal.